Salutare tuturor și bine v-am regăsit pe canalul meu. În videoclipul de astăzi vă voi arăta cea mai rapidă și ușoară rețetă pentru bomboanele Rafael. Cu această compoziție eu am pregătit aproximativ 50 de bomboane Raffaello, iar ingredientele de care avem nevoie sunt următoarele. 200 de grame de lapte praf, 175 de grame de nucă de cocos, 200 de grame de zahăr pudră, 200 de grame de unt la temperatura camerei și alune pentru interiorul bomboanelor Raffaello. Într-un bol încăpător vom pune untul aflat la temperatura camerei, peste care vom adăuga zahărul pudră. În cazul meu am mai încălzit puțin untul la cuptorul cu microunde, circa 15 secunde, pentru că nu era suficient de moale. După care am început să le amestec pe cele două până când zahărul pudră a fost incorporat în totalitate în unt și s-a format ca o spumă. După ce am incorporat complet zahărul pudră, putem să adăugăm și laptele praf, cele 200 de grame. Vom face același lucru ce l-am făcut și cu zahărul pudră, vom amesteca laptele praf până când acesta se va incorpora în totalitate în compoziție. Vedeți că eu am folosit în continuare lingura de lemn, cu toate că este din ce în ce mai greu să amestec. Nu este nicio problemă dacă preferați să amestecați cu mâna și vă este mai ușor. După ce am incorporat și laptele praf, putem adăuga cele 175 de grame de nucă de cocos. Vom continua să amestecăm până când toată compoziția va deveni omogenă. Dacă folosiți lingura, așa cum am folosit și eu, trebuie amestecat cu răbdare, în jur de 5-7 minute, va dura tot procesul, iar în momentul în care vedeți că această compoziție începe să se desprinde de pe vas, de pe pereții vasului și nu mai este lipicioasă, înseamnă că este aproape gata, iar toate ingredientele au fost incorporate bine. Eu de obicei dintr-o lămâie folosesc un sfert pe care îl pun în compoziție. După care, aproape de final, dintr-o jumătate de lămâie, storc aproape toată zeama și amestec totul foarte, foarte bine. După ce am mai amestecat timp de 2-3 minute toată compoziția împreună cu coaja de la lămâie și zeama de la o jumătate de lămâie, voi acoperi toată compoziția și o voi lăsa la rece aproximativ 50 de minute, maxim o oră. După o oră vom scoate castronul de la rece, îl vom dezveli și ne vom pregăti să formăm bomboanele de Raffaello. Pentru aceasta vom avea nevoie de un castron sau o farfurie pe care le vom pune, alunele pentru a le umple și vom mai avea nevoie de nuca de cocos, fulgii de nuca de cocos prin care vom trece bomboanele Raffaello. Forma bomboanelor Raffaello va fi în funcție de câtă compoziție veți dori să folosiți pentru fiecare bomboană și de cât de mari sau de mici vreți să fie ele. Eu de obicei nu le fac foarte, foarte mari, iau compoziție exact cum vedeți că vă arăt și vouă, o formez puțin în mâini, după care la mijloc introduc o alună, puteți să introduceți o alună plină, formată din ambele părți, sau puteți să introduceți o jumătate de alună, iar după ce le-ați dat forma aceea rotundă, le treceți prin nuca, prin fulgii de nucă de cocos și le poziționați pe farfurie. Și așa veți proceda până când veți termina toată compoziția. Eu am petrecut în jur de 10-15 minute pentru a termina toată compoziția. Am format aproximativ 50 de bomboane Raffaello, dar vedeți că nu sunt toate egale, unele sunt mai micuțe, altele sunt mai mari.
Așa arată și rezultatul final. Sunt niște bomboane Raffaello foarte, foarte gustoase și foarte ușor de făcut. Vă doresc poftă bună!